Și spunea, am început să ne rugăm Domnului. Și am început să ne rugăm Domnului și la un moment dat spunea, am auzit glasul Domnului. Și Domnul mi-a spus, Rebecca, tu nu o să mori în noaptea asta. Tu nu o să mori în noaptea asta. Și ea s-a bucurat, dar Domnul a continuat. Și a spus un lucru care pare de necrezut. Și Domnul i-a spus, dacă mori în noaptea aceasta, inima ta este plină de tulburare și tu nu vei putea să ai parte de răpire. Și ea s-a cutremurat și a zis, Doamne, cum? De ce să n-am parte de răpire? Și a zis, Domnul, da. Inima ta este plină de tulburare. Din pricina unui duh care ți-a tulburat ție inima și pe pământ, între copiii mei, tulbură pe foarte mulți duhul acesta. Și Domnul i-a spus, duhul acesta se cheamă politică. A auzit foarte clar vocea asta. Și mama aceasta și-a cerut iertare Domnului. Nu mai vreau să mai fac nimic lumesc, dragostea în tine să găsesc. Eu, spunea ea, împreună cu familia și copiii care puteau să voteze și cu soțul meu, m-am dus la votări și l-am votat pe președintele Trump. Și când am văzut că nu a ieșit, m-am tulburat foarte tare. Pe cât să-mi tulbură? Și a tulburat și încă mai tulbură duhul acesta. Zice Biblia că perii albi sunt o cunună de cinste, dar ea se găsește pe calea celui neprihănit. Ei, acum o soră care se vopsește și nu vrea să-și arate perii albi, ea de fapt vrea să spună că ea nu-i pe calea celor neprihăniți și nu vrea să fie pe calea aia. Dar Evanghelia, păi da, Evanghelia. Dar nu, surorile nu vor și pentru asta fac un păcat. Dar Evanghelia, păi da, Evanghelia. Nu furăm, surorilor. Mergem la tige mea și luăm o rochie, putem 2 săptămâni când s-a terminat cu nunta, mergem înapoi să vezi să nu crezi că s-a făcut cam strântă. S-a ruptivul, fraților, nu zâmbiți. Că faceți casa pe scule de la Home Depot. Nu, lucrăm cu scula aia de 2500 de dolari până ne facem fundația, o ducem înapoi să vezi, la amperajul prea mic, de unde că nu pot folosi și dați înapoi. Mi-am făcut un rost în lume să trăiesc un pic mai bine. Unde ți-e comoara? Te întreb în această seară, nu sunt supărat, frate și frate. Un pic agitat, dar nu supărat. Ca mine voi n-o să fiți, mă. Mă doare să spun lucrul acesta. Pare amuzant, dar nu e. De mic am fost om cinstit, bani pe bani am adunat, eu am muncit, n-am furat, mă. Știți că Dumnezeu a creat aurul, argintul, aceste elemente costisitoare? Adică ascultați-mă bine ce înseamnă asta. Dacă în cer Dumnezeu a pavat străzile cu aur și noi aici vrem să-l purtăm, știți cum arătăm noi în fața lui Dumnezeu? Ca și cum merge afară, în parcarea noastră frumoasă care o crăpat în ultimii ani și ai rupe bucățică din asfalt și o pui așa pe deget, spui, uite ce valoare frumoasă. Și o pui în urechi. Și o pui la un înțeșor la gât și vii în biserică și spui, fraților, băi, ești murdar pe cămașă. Nu, e valoare. Adică, dragii mei, când se uită Dumnezeu la noi cu inele de aur și multe alte podoabe pe noi, ne vede așa de chicioși cum ne vedeam noi unii pe alții cu asfalt pe degete. Așa ne vede Dumnezeu, că în cer Dumnezeu a pavat străzile cu aur. Tot aseară ți-am luat cercei. Nu-i valoare. Și acum te văd fără ei. La, 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 la. Dumneavoastră sunteți cei mai frumoși oameni de pe fața pământului. După atâtea săptămâni, într-o lume cu lumină mai puțină, cu întunecime mai mare, și la propriu și la figurat, cu pielea închisă, în care nu vezi fețele oamenilor, și în poze trebuia să le dăm light, 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 că nu se văd. Nu se văd, nu vezi cine e. Și am zis, măi, e un mare har și asta e o binecuvântare de la Domnul. Și ei de acolo consideră lucrul acesta, că e un mare har să ai pielea mai deschisă la culoare. Judecați după culoare, piele neagră. Dar mulțumește Domnului că te-ai născut român, american și că ești alb. Elena Gră, lumea nu o să te înțeleagă. Pentru asta zicem, slăvit să fie Domnul. Marea problemă care este astăzi în lumea creștină este că creștinii noștri de astăzi, și eu aș zice creștini firești, și-au făcut sărbători ale lor, de exemplu onomasticile. Am găsit în Biblie 2 onomastici și n-amândouă aceste 2 onomastici s-a soldat cu ucidere, cu moarte. Oamenii își pun sărbători pentru ei. Sărbători păcătoase. Părinții noștri ne-au învățat că toate zilele sunt ale Domnului și noi nu ne putem dedica 9 zile.
Coboară, Doamne, într-o zi. Poți să-ți spui data când te-ai născut. Să vezi cum sunt oamenii. Poți să spui, da, eu sunt născut în data de... Vezi cui merită să-i dai. Și cu asta, cu asta. Un loc lângă tine erai. Zice, cuvântul lui Dumnezeu spune aici, zice, era Barnaba, Simon numit Niger, adică Niger. Yes, Niger, it says Niger there. Okay, if the Bible says it, I'm going to say it. Yes. Eu sunt negru ca piperul, mă iubește cartierul. Deci omul acesta are dark skin. Yes, Niger, it says Niger there. Okay, if the Bible says it, I'm going to say it. Mă iubește cartierul.